Salut tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod de Volta. Suntem aici la turneul ăsta, cred. Este un turneu, primul nostru turneu, cred. Vedeți, acolo avem și chemistry și OVR-ul echipei, cred. S-ar putea. Jucăm un 1-2-1 și lăsați un like pentru seria asta dacă vă place în continuare. Un like acolo, să strângem peste 2000 de like-uri și să vedem ce facem la acest turneu. Deci, o să jucăm atacant. Pe dreapta avem Fătușcă, în apărare, în poartă avem pe Sid, care e foarte bună, și pe stânga l-avem pe ăla, Jor, nu știu cum. Control team, control revi, multiplayer. Hai să controlăm echipa. Nu știu dacă are rost să-l controlăm pe revi, sincer să fiu. Volta shop, sunt niște chestii pe aici și putem să le deblocăm. Îmi place aia de la Hunter, e interesantă. Bă, dar nu e cel mai șmecher tricou pe care l-am ales. J-Tay Challenge! Frumos! Ce ăștia cine? Sunt tot J-Tay. Mamă, și e mult mai mic terenul acum. Deci e chiar mult mai mic. Pasăm cu peretele, frumos. Ține de minge. Frumos, hai. Nu, mă, nu. E de aproape. Bine, tackle. Și gol. 1-0, frumos. Ia uite, mă, ce celebrare are nebuna. Frumos, acolo tackle, o mi-a plăcut. Jayzinho, mă, îl cheamă pe ăsta. Jayzinho, foul, frate. Bine, Sid. Hai. Am dat cu ea, What? Ha, ce era să intre? Nu te cred. E urât. Urât a intrat ăla. N-am vrut să fac asta. Da, am greșit eu. Unlucky. Ne revenim, e doar un gol. Hai să jucăm aici frumos. Nu prea... E mic terenul, frate, chiar se vede că e mic terenul. Jucăm în spate frumos, pac. Jayzinho! Nu! Sunt curios dacă... Bine eu! Hai, frate, offside. Nu. A dat seed gol? Ce naiba, mă, avem fiecare câte o seed? No! Amă eu. Bă, ce mă enervează că pierd mingile aiurea. Forfecă. Clar facem spectacol. Haide, mă. Încălcă-i dacă dădeam și eu. Bine, mă, Jayzinho. Haide, Jayzy. Ce mă enervează. N-a jucat deloc. Bine, frate, uite cum ne luăm bătaie. Nu știu că e făcut să luăm bătaie, dar efectiv am impresia că sunt super greu de bătut ăștia. Haide, mă! Da, nice goal. Ia uite-l, mă, ce stare vin, măi. Na, nu știu de ce dau șuturi de la distanță, că sunt foarte greu de... mă, Ravi, cum naiba îl cheamă. Bă, deci să dai pe lângă ea. Uite-te la ea cum a dat. De ce? Arată. Da, am pierdut-o mai mult din cauza mea. Dar care-i faza că sunt două de seed? Sunt două de seed, frate. Bă, care am dat și noi un gol? Yo, did you see that? Check the clip. Yeah. Am dat un gol, 4 șuturi, 8 pase și un blocaj, 8.1. Și mai crește pe aici, frumos. Passing-ul nu-l avem așa bun, nici dribbling-ul. Deci suntem slăbuți acum la început, trebuie să înțelegeți. Deci suntem slăbuți.
Match rating. Bun. Advance. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Să vedem care mai este faza. Dacă se continuă povestea. Asta e runda a doua. Cred că e best of 3 sau o altă echipă? Vedem. Ia uite frumos, mamă ce-mi place. Ce-mi place ce au lucrat băieții pe aici. Frumos. Deci runda a doua jucă mai bine, promit. J-Tan versus J-Tan. Nu știu care e treaba, că uite încă o seed acolo. Bine! Bine! Am vrut să fac asta. Am vrut să fac asta. Vă îndoiați? Jayzinho. E bun, mă, Jayzinho. Îmi place de el. Bine, Sid. Bine, Sid. Ah, fuck. Trebuie să mă învăț să joc și cu peretele, că e important din câte am văzut. Am lăsat avantaj. Bine, bine. Oh, shit. Hai. Bine. Oh, ce fază. Ce fază frumoasă. Fuck. Îi bagă băiatul. Bă, dar bară totuși. Înscriem noi, contează asta mai mult. Pentru că ne interesează mai mult caracterul nostru decât echipa, să zicem așa. Pasă în spate, bine. Fugi, fugi. Gol, mă, nice goal. Stai mâini, nu mai stai mult mâini. Revie pe val. E, suntem în formă, mă, ce să mai. Gata, ne-am revenit. Primul gol a primul meci a fost așa, de încălzire. Primul meci de încălzire. O, bine. Bine acolo, fătușcă. Bă, ce urât a intrat. Bine, bine, bine. Ține de minge. Bă, dar unde dai? Unde dai și unde crapă? Bine. Dacă o ridica. Am greșit-o. Am scos-o pe Sid. Frumos. Nu știu de ce a dat pasă acolo. Doamne, uite ce goluri îmi iau. Pă bune. Ia uite, mă, ce le scoate Sid. Dar acum tot cu Sid sunt. Curios dacă își dau ăștia un autogol sau ceva. Gol! Nici n-am văzut-o că a intrat în poartă. Bine, mă, Jayzinho. Ne revenim. Oricum conduceam, da. Mi-era frică să nu revină. Bine, Ravy. Nu! Amă, două! Oh, ce bine, ce bine că a ratat. No, te cred! Oho, ce ocazii mari au! Am ieșit cu portarii, cu portărica. Oh, ține de ea? De ce n-a dat un șut? Cu capul. Aha. 4-3. Ha, mă, că am câștigat. A fost greu și meciul ăsta. N-a fost chiar așa ușor. 4-3. J-10 Challenge. Bun. Jayzinho are 81 OVR. Mamă. Sau ce, mă, ăsta e
Aaa, e repriza a doua dacă nu se înscriu. Ohoho, călcâi, bine! Bine, mă! Nu știu cum te cheamă, fetiță, dar... Ha, bine. Ia uite. Călcâianu! Călcâianu, bine, bine! Frumos. Și câștigăm primul meci. Câștigăm primul meci. Full time. Deci la 5 se... Se termină meciul. Deci cum o cheamă? Pilei. Ce-mi plac astea, fazele astea cu telefonul. 9.6 avem media, 2 goluri, un assist, 5 shooturi, o pase, un tackle. Da, da. Și ne crește pace-ul. Un atribut la 66. Și avem new skill points earned. Ok. Skill tree. Hai să vedem ce upgradăm. Pentru că am obținut o daia și vrem să upgradăm. Yeah. One more new. I could go all day. Here comes. Oh, we did that. Jay, I uploaded that clip and people are loving it. Check the views. Yeah. Nice play. Yes, way to show the world what we can do. All right. Look, for this next game, oh, we gotta up our... See that? Ce clip, frate? Nu ni-l arată și nouă? Look, I get it. Right? Clips can generate rep. But they are not gonna get us any closer to the worlds. Correct. Us. This team will. Let's go. Alright. Cue the camera on me, yeah? I don't mind the attention. Yeah, maybe. Nu, trebuie să schimbăm tricoul, că este oribil. Este oribil. Short passing și aici este stand tackle. Hai să-i luăm short passing. Să dăm mai bune pase. Și-mi place, atacăr acolo e foarte bun. Și mi se pare și interesant. Hai să vedem ce-am deblocat. Păi ăștia-i las, nu-i costumizez, că n-are rost. Nu sunt atât de importanți. Avem pe aici Volta. Uite, asta arată bine, chiar îmi place cum arată. Și o să salvăm. Dar o să mai schimbăm, v-am zis. Hai să vedem ce avem în continuare. Cred că mai avem încă un meci, dacă nu mă înșel. Ia să vedem. Vedem acum. Da, este runda 3. Ah, și OVR-ul echipei ălea. Am înțeles. Hai să-i dăm runda 3, să vedem ce facem și cu ăștia. Tot control team. Cred că vă place mai mult control team. Să spuneți dacă vreți să jucăm doar cu Ravy sau să jucăm cu toată echipa. Asta e întrebarea episodului. Și vreau să văd ce ziceți și voi. Bine. Nu știu ce echipă e asta, nu contează, o spulberăm. Mamă, ce tricou frumos avem. Jayzinho, nana. Am încercat ceva acolo din prima. Haide, mă. N-a prins-o. Oh, bine, Jayzinho. Nu, bară, mama ta de bară. Bine. Recuperăm prin Sinner. Fuck. N-am vrut să dau pasă. Nu. Nu! De ce, Sweaty? De ce, Sweaty? Bine, Sid. Bă, ce îmi place de Sid, a naiba bună e. Nope. A naiba nebună bună. Deci e bună și pe apărare, e bună și pe atac. Ați văzut? Bine. Calmăm puțin situația. Pac, Sid. Ok. Tot la noi. Haide, mă.
pasă la mine. Ce era să dau? Bine. Nu la ăla. Bine, mă, ce l-am luat. Hai, Sid, golul tău. Deci e mare greșeală să se ducă toți în atac. Uitați-vă ce goluri ușoare dăm așa. Deci ar trebui să stea doi pe apărare, doi pe atac. Eventual, unul din apărare să urce la construcție. Cred că asta ar fi cea mai bună tactică din punctul meu de vedere. O, bine, Sinner. Pasăm și uite. Nu! Mamă, pă... Uite ce făcea Jairzinho. Ce faci, mă? Uite-te la el! Mă mănâncă cu zile. Mă mănâncă cu zile. Nici nu mă dai, mă, cu el. S-a accidentat, mă? Nu te cred. Care erau șansele? Puf, mama lor. Care erau, frate, șansele să se accidenteze? Nu cred. Nu, bă, deci dacă iau, eu dau joystick-ul în jos. Eu dau joystick-ul în jos. Să dea pas înapoi. Mama ta de liu. Vino, mă, încoa. Bă, Jairzinho, bă, degeaba a fost Jairzinho meciul ăsta. Și cum mai m-a s-a accidentat? Eu chiar nu înțeleg cum s-a accidentat. Na, eu stau de scheme. Oh, Sid, bun. Da, 3 la 4. Ar fi urât să o pierdem pe asta. Nu e chiar sfârșit meciul. La Jairzinho. Hai, hai, mă, Sinner. Uite ce trag de timp, mă. Cârțarii. Na, ce prost am fost. No, de ce pui mei nu intră? Deci, credeți-mă că e precizia foarte, foarte exactă. Deci, efectiv, unde ai joystick-ul? Deci, dacă îl ai puțin mai jos, acolo se duce. Nasoală treaba asta. 3-4, mai avem o repriză. Nu știu cât durează repriza asta. Dar să nu ne luăm gol, că am pierdut. Asta e toată faza. Nu! Sim! Oh, Doamne! Ne-am îngropat Sid și Jairzinho, deci n-au jucat nimic. Amă, pe bune. Ne-am îngropat, mă, Sid. Am pierdut două meciuri, am câștigat una. Hai că plutește ăla, dacă e... Bă, băiatule, cum să plutească aia? Bă, voi vedeți că plutește aia? Lăsați că am pierdut, aia plutea. 8.7, ne crește OVR-ul, facem și noi aproape 66 OVR. Ne crește passing-ul, ne crește defending-ul. Dar ce se întâmplă cu Jairzinho? Că s-a accidentat, frate. Deci s-a rupt omul. Deci pe bune, s-a rupt. Ia să vedem. Da, se vede că e accidentat. Cred că e de la poveste, gen, așa e povestea. Heard that pop from over there. Jay, what happened? Get the camera out of my face, Sid. Oh, could be an ICL. Give me a hand. No. I got this. Nu-i bine. It's all over the place. Dude, you need a doctor. Îți fie nasol. De ce presim că ăsta o să fie antrenorul nostru și nu o să mai joace? Așa presim. ICL means he will not be going to the World Championships. Bă, taci, mă, Peter. Which means we will not be going to the World Championships. Ba, o să mergem, fiți atenți.
Fiți atenți că mergem. Da. Bun, cam ăsta ar fi episodul cu numărul 2. Sper că a plăcut. Da, sunt curios ce se întâmplă în continuare, pentru că s-a accidentat Jezinho. Și o să avem un om important în minus, să zicem așa. O să vedem ce se întâmplă episodul următor. Eu am fost Sinner și ne revedem data viitoare, lume. Pa, pa!